S-a întâmplat la Inaul de Rocada, unde un șofer de 28 de ani nu a păstrat distanța regulamentară față de o mașină aflată în fața sa și a lovit-o proiectând-o într-un alt autoturism parcat. În urma impactului, șoferița mașinii lovite inițial, o tânără de 26 de ani, a fost rănită, la fel ca și șoferul neatent. Ieri seara, în jurul orei 18, un bărbat de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada prelungirea Brăilei, în apropierea unui sens giratoriu, nu a păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care se afla în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta. În urma impactului, autoturismul avariat a fost proiectat într-un alt autoturism parcat. Acesta, din urmă, a fost testat cu etilotestul, polițiștii aflând că avea o alcoolemie de 0,90 la 1000 în aerul expirat. Polițiștii rutieri ajuns la fața locului au testat conducătorii auto și au constatat că bărbatul de 28 de ani avea o alcoolemie de 0,90 mg per litru alcool în aer expirat. Conducătorul auto de 28 de ani și o femeie conducătoare auto în cel de-al doilea autoturism de 26 de ani, ambii din Galați, au suferit leziuni și au fost transportați la Spitalul Județean Galați pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Ambii au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale, conducătorul auto fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.